În prima partidă din sferturi s-au întâlnit salvatorii cu echipa inspectoratului școlar, iar scorul final a fost 7-2. Tot cu un scor mare s-au impus sportivii amatori de la CSM în fața haiducilor, 8-3. În echipa câștigătoare a evoluat și primarul Slatinei, Minel Prina, care, deși accidentat, a avut o evoluție bună, apreciată de publicul numeros prezent în tribune. Seara de seară am văzut niște meciuri foarte frumoase, cu multă pasiune. Mă bucur că și în seara asta a fost un meci frumos. În limitele sportivității, asta mă bucură. Acum să vedem ce facem mai departe. Felicit echipa pe care am întâlnit-o în seara asta. A jucat un joc foarte frumos. Din fericire pentru ei și din fericire pentru noi, astăzi am câștigat noi. Cum a fost? Credeți că vă opriți aici? A fost ok. Da, credeam că ne oprim aici. Sunteți dezamăgit de rezultat și de faptul că nu mergeți mai departe? Pentru participare am venit să jucăm, am jucat și e în regulă. Următoarele meciuri din sferturile de finală vor avea loc joi cu începere de la ora 20. În prima partidă, profesorii vor întâlni pe cei de la Cool Kids, iar baroul Olt se va confrunta în teren cu legiunea străină.